Salutare, oameni dragi! Asta o să fie un video mai diferit un pic, pentru că am fost la Roma și am făcut un vlog. Am fost la un prieten, a fost super mișto, ne-am super distrat, am fost la Firenze, la Roma. Am lăsat pisoiul acasă, el m-a suferit după noi, dar uite că... S-a zis el că a suferit? Da, mi-a povestit. S-a povestit? Și la miau, miau, miau ai înțeles tu cât s-a povestit? Da. Deci, am ajuns pe aeroport, curios, avionul a întârziat mai mult decât Anisia. Ce prost ești! Ia zi, Anisia, care-i treaba? De ce stăm așa de mult cu picioare la coadă aici? Nu știu, vreau să fiu la Roma, vreau să am ochii roșii, nu mai pot să mai stau aici. Ai ochii roșii de oboseală, nu vrei să ai ochii roșii? Ochii roșii, da. Poți să mă ascunzi în vișe. Glumă, bună, glumă. Am aterizat frumos, bam, 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 și acum ne-a ajutat prietenul nostru Marius, care ne-a luat cu mașina de la aeroport, el și cu cățelul lui, Neve. El ne duce la aeroport, de la aeroport, el e șoferul nostru. Acum că am ajuns. Un cățel foarte prietenos, care ne-a plăcut din prima foarte mult și care a fost foarte prietenos, mai ales cu mine. Uite, deci... Bă, nu plecă! Mamă, bine că am filmat-o! Vai, și m-am zbărnit și te-au mușcat câinile? Păi! S-au șubișit! S-au șubișit! Păi, domnul taximetrist! Băi, am zis că taximetriștii din România străi! Ia uite-l, ia uite-l cum face! Aș pune mâna iară pe el, dar sigur mă capsează! Uite-l, că și mârâie! Vini mai înapoi, măi, fetița, măi! Sergei, vine la mine! Sergei, vezi că vine la mine că mi-e frică de câine. Păi nu, că am fost întrebată, de cine ți-e frică? Și am zis, bă, de tarantule nu, șerp nu, gândaș nu. Când acolo, eu am zis câine, ăștia au râs, ha, 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 ha. Dar după aia, după ce am ieșit de acolo, era un câine în drum și am făcut, ha, ha. Zice, nu cred, chiar. Dacă, deci dacă îți băgau câine acolo în cușcă, plecai din prima. Vine la... Ce așa nu cred cu ajut, du-te-n spate. Gata! Bă, n-o țipat așa nici când o închis-o cu tarantul, nici cu șerul. De acolo am plecat frumos spre casa lui Marius și pe drum a fost liniște și pace. Ce soare, bă! Am avut în spatele meu un copil care a urlat tot avionul. Și m-a luat o durere din cap după aia de la presiune, de-am crezut că îmi crapă capă, vedea, am scâncat din ochiul. Și copilul ăla ura și am zis, las că ajung la Roma și o să fii liniște. Neve, am venit de bune ăștia de România. Și Marian ne-a oferit o masă câmpenească, românească. O să vă arătăm doar poza, dacă vă interesează, asta e. Așa. După care a doua zi am mers la Firenze. Asta e curtea foarte frumoasă, așa, foarte mișto. Asta e statuia cu Marian, foarte, foarte mișto arată Marian. Așa. Vedeți această statuie? Are cumva îmbrăcat în scoțian? Da, pentru că într-o viață anterioară probabil a fost scoțian și de asta a lipsat statuia cu scoțian. Și am plecat la Firenze. Pe drum Alice era foarte atentă și foarte prezentă la drum. Așa că și vorbeam continuu cu Lux. Da, pentru că noi am avut, eu am afacere, am business-uri, sunt femeie de afaceri. Ce faci, prințesa? Răspund la mesaje. Aș, mă bucur că te bucur de... Te bucur să da. Mamă, dar super copaci ăștia, atât de fain. Da, tu dai seama că ăștia nu au avut copilărie, că atunci când erau mici, unde te cațe la 80 de metri în copacul ăla, mă, că n-ai crinși deloc până sus. Eu cu Marius am făcut o melodie ca să o facem să uite de... Viața-i frumoasă, mai dă-i în p***a pe restul. Viața-i frumoasă, mai dă-i în p***a pe restul. Anisia, hai cu noi! Viața-i frumoasă, mai dă-i în p***a pe restul. Hai și rog să-ți telefon! Viața-i frumoasă, mai dă-i în p***a pe restul. Bă, perfect am notele. Perfect. Ne-am oprit, am mâncat. Anisia mai multe despre experiența la Bali decât ne-ar fi interesat pe noi. Mulți ani. Sensul ăla în toate... Mulți ani.
mulți ani cu apa ni se știu, e greu, da. Dar doamne ăștia. Hai, am fost la baie, n-aș trebui să trag apa. Da, asta nu trebuia neapărat să apară în vlog, dar e ok dacă... Ba da, da. Mai vine, mi-era mie în jungle, mă ducea meu. Și nu trebuia să tragi apa? O făceai direct în apă, în râu? Nu, trăgeam direct, așa și o duceam, așa. Era pe noi. Așa. Deci pe Marius, după cum îl vedeți, serios așa cum el, îl puteți găsi pe TikTok, Marius Design House, face jante și body kit-uri și prezentări despre mașini, chestii pe care nu le știați niciodată. Săracilor! Ia uitați, ia uitați ce are el, săracilor, ia uitați ce salată. Au venit băieții ăștia să mute iahtul, dar nu, tate, nu e ok, nu așa încet, eu am nevoie acum de iahtul ăla, nu mâine. Te mai dăm bărți, Serghei. Exact. Am ajuns la Firenze, am luat tramvaiul pentru că parchez mașina în afara orașului și de acolo e tramvaiul bun de treabă. Ce, noi am venit în Italia ca să vedem mergem cu metrou și cu tramvaiul, dar eu nu știu unde mergem. Nimeni nu știe. Eu nu mai dau lucru, dacă am luat un bilet, nu mai e. Și am început vizita. Mamă, ce clădiri superbi erau acolo. Mă. Extraordinar. Dintre toate măștile, fața ta e cea mai artificială. Dar eu chiar sunt natural, înțelegi? Aia e faza. Și Anisia, bineînțeles, a fost fascinată doar de... Fascinată de cât de multe clădiri sunt acolo și mai ales cât de multe magazini printre acele clădiri. De unde se poate cumpăra haine scumpe. Vrei să faci, Anisia? Asta este istorie pentru mine, că eu nu pot să intru aici. Din păcate. Magazinele astea scumpe și frumoase? Da. Și de ce nu poți intra? Mini istoric pe internet, pe browser. Așa. E plin de magazine scumpe. Exact. Asta e istoriul tău, a? Da. E un loc plin de istoric. Wow, 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 wow. Wow, stai. Nu ăsta, nu ăsta. Nu. Aici, uai de capul meu. Japonia! Nu cred că ai făcut asta. Uite, tata, cât de mare. Mâncați-a sufletul tău. Doamne, și cât de spectaculos. Mamă. Cum te simți, Anisia, nu-i așa că ești copleșită? Foarte. Deci uitați-vă, oameni dragi, eu cu ea, eu care sunt fascinat de arhitectură și de istorie, uitați cu cine trebuie să stau eu în casă și să comunic și... E prima dată când biserica zice că interiorul nu contează. Afară arată extraordinar. Știți cum arată înăuntru? Nu atât de spectaculos. Nimic. Așa, deci am dat 20 de euro pe bilet. Pentru că vreau să mi se deconteze banii ăștia, ca să intrăm în turn. Mamă, e coadă. Eu pentru banii ăștia speram să nu fie coadă. Eu speram să merg singur. Să iau eu turnul pentru 3 zile. Efectiv să-l închiriez. Păi, Serghei, știi să filmezi? Și la un moment dat, din față, a venit un miros foarte puternic de transpirație spre noi. Hai, l-a forțat? Și... Nu, nu știu. Ia. Nu. Suntem ca mai mulți. Mamă, dar era să transpirați. Cine? Nu. Cine miroase? Cineva, am filmat tot, super. Dar nimic, pe mine nimic. Dar noi nu am filmat, am filmat ei, o trăină chimică, că a rămas scandal ai făcut. Dar ai filmat-o și pe aia cu mirosul? Da, bă, da, chiar... Aia a fost cea mai faină. Înseamnă transpirație, era pe culoam lângă noi, sau ce? Eram noi, dar nu vrem să recunoaștem. Au început clopotele să zică, a, e o înmormântare, e un void aici printre noi, hai să-l înmormântăm. E din față. Da, da. Deci, cam asta a fost prima parte. Dacă o să fie interes și pentru celelalte, o să le postăm. Dacă nu, a fost frumos la Roma. A fost frumos la Roma și vă rog, dați-ne share și subscribe. De frică, cred că stăm, că sunt ochii mici mai tare, eu ce faci. Nu mai pot după ea.